Scriitorii români sunt vizibili atât în spațiul cultural autohton cât și în plan internațional, iar evenimente precum Festivalul de Literatură Transdanubiana le oferă posibilitatea să facă schimb de idei, iar cei mai tineri să primească sfaturi din partea autorilor deja consacrați. Cred că avem una dintre cele mai diverse scene poetice din Europa de Est cu siguranță, dar posibil chiar și din Uniunea Europeană. Nu mai suntem deloc cultura mică și temătoare, care eram în urmă cu 20-30 de ani. Poeții noștri merg pe scene internaționale și fac spectacol de fiecare dată. Față de acum 15-20 de ani există mai multe posibilități de a explora această pasiune. Există tot fel de comunități online, comunități care se întâlnesc fizic, cum este și un atelier pe care îl organizez, se numește Morning Poets, unde oamenii pasionați de poezie, nu neapărat tineri, ci tineri în sensul de mai puțin cunoscători ale poeziei sau experimentați ale poeziei, primesc feedback. Lansări de carte urmate de discuții și dezbateri, lecturi publice, momente muzicale și dialoguri poetice sunt evenimentele pregătite de organizatori. Înainte de toate, festivalul este despre emoția comunicată exclusiv prin cuvânt. Și pentru că orașul are nevoie de o agora, orașul trebuie să-și distreze, dar și să-și educe comunitatea. Trebuie să-și convingă publicul locuitor să-i rămână fidel. Încercăm să aducem scriitori din toată țara, unii dintre cei mai buni scriitori, și foarte mulți tineri avem la această ediție. Sunt scriitorii, un număr aproximativ, câți? Avem 32 de participanți anul acesta. Cea de-a patra ediție a festivalului se va încheia pe data de 2 mai.